Geneza, capitolul 4, versetul 1 și 2. Geneza, capitolul 4, versetul 1 și 2 spune așa: Adam s-a apropiat de nevastă sa, Eva, ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain și a zis: am căpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său, Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. Amin. Să ne reașezăm. Nu știu cum s-au așezat lucrurile pentru astăzi, că toate cele trei familii care și-au adus copiii sunt la primul copil. Și trăiesc aceeași experiență, mă gândesc că trăiesc aceeași experiență. Primul copil în familia Veja, Ana, da? Primul copil în familia Sigartău, Rafael Cristian, primul copil în familia Munteanu, Eva Evelin. Este acum așa un obicei mai nou, mai modern, mai contemporan, dar e bine, e bun venit. Multe familii sau în multe familii sau prietenii familiilor care așteaptă un copil organizează așa un mic party, zice baby shower. Da? O chestie foarte ungurească așa. La baby shower ăsta, adică în așteptarea copilului, se primesc tot felul de cadouri acolo, care mai de care vin și aduc cadouri frumoase, hăinițe, tort de scutece, ce se mai primesc. Uite, uitați-vă numai ce car seat-uri au cei trei, zici că ești la Formula 1 aici. Cred că v-ați asortat culoarea la car seat-urile cu tapiseria de la mașină, nu? Să arate bine. Pentru că primim multe cadouri, mai ales la primul copil. Toată lumea e călare pe tine. N-ai nicio treabă ca părinte la primul cadou. Pătuți, două pătuțuri, unul pui pe OLX să-l vinzi. Nu? Hăinițe, nu știu, de toate. Se umple casa. Dintr-o dată îți dai seama că nu mai ai spațiu în casă și începi să sari peste lucruri. Totuși, apare un obiect care nu mai are prea mult spațiu prin casă. Ăsta se numește tată. Dintr-o dată, cu apariția primului copil, tata devine un accesoriu care nu mai are acces în toate locurile prin casă. Locul în care are tata accesul cel mai bun îi la birou, de unde se fac plățile, facturile și celelalte. Cam ăla e locul lui, odată cu apariția primului copil. Primul copil, când vine, aduce odată cu el o încărcătură emoțională aparte. Este un nou episod în viață, un nou episod necunoscut și oricâte cărți, știu, ați citit bloguri, v-ați făcut conturi pe tot felul de mămică, nu știu de care, și sunt tot felul de astfel de platforme electronice în care vrem să fim informați când ne vine mai ales primul copil. Oricât citim, oricât ne străduim, adevărul este că când vine primul copil, tot nepregătiți suntem. Putem să fim doxă de teorie, de mămică și de tătic, până trebuie să-i faci prima băiță. Și când îi faci prima băiță, ce faci? Sun la mama, zice, mamă, hai că trebuie să îi facem băița, nu? Și apoi să vedeți bunica, soacra, nu? Când apare, cum îl... Nu-l apuca așa, nu? Noi zicem că îi rupe, îi sfărâmă oasele, cum îl prinde o mamă cu experiență, nu? Pe ăla micu. Ne prinde nepregătiți, ăsta este adevărul. Noi am crezut că le știm pe toate. În dimineața aceasta, aș vrea în minutele care urmează să răspundem la o întrebare. O întrebare aparent banală. Și tocmai de aceea am citit și pasajul, versetele pe care le-am citit. Eva a făcut o afirmație. Am primit un om de la Dumnezeu. Extraordinar. Ați primit un om de la Dumnezeu. Și atunci întrebarea la care aș vrea să răspundem, uitându-ne în Sfânta Scriptură, este: ce primești de fapt când primești un copil? Ce-ți intră în casă? Ce vine într-o familie când vine un copil? Când vine copilul pe lume, vine gol. N-are nimic.
nici cu el, nici pe el, gol vine. Dar oare atâta vine? Și ne dăm seama, de fapt, că atunci când vine un copil, aduce cu el un pachet întreg de lucruri. Nu vine singur. Nu vine doar mogâldeața aia de carne frumoasă, aia din radiografie. Aș vrea însă să pornim în această scurtă călătorie din dimineața asta ce primim atunci când primim un copil și să mergem la primii oameni. Imaginați-vă un Adam și Eva pierduți de orice speranță, orice așteptare, orice nădejde. I-au întors spatele lui Dumnezeu, s-au pus împotriva lui Dumnezeu și în momentul ăla au pierdut Edenul. Au fost alungați din Eden, au pierdut pacea, au pierdut liniștea și au pierdut odihna și au pierdut sănătatea. S-au văzut alungați și fără speranță. Mă gândesc că în momentul în care s-au văzut ei doi alungați, s-au uitat unul la altul și le-a trecut prin minte. Mie mi-ar fi trecut prin minte. Dacă moare unul dintre noi doi, moare toată rasa umană. Până acolo s-a dus. Pentru că, dragii mei, noi altfel nu înțelegem cât de importantă este o viață. Habar n-avem ce vine pe pământ printr-o viață. Dar când erau pe pământ numai doi oameni, Adam și Eva, dacă n-ar mai fi venit o viață și s-ar fi pierdut o viață, s-ar fi pierdut toată rasa umană. De aceea vreau să extrapolez în această dimineață să vă spun cu toată convingerea. Orice viață umană venită pe pământ este o speranță pentru întreaga umanitate. Pentru tot ce înseamnă omenire. O viață adusă pe pământ. Cea mai blamată femeie de pe fața pământului, Eva, și zicem, da, Doamne, ea a adus tot rău pe fața pământului, la un moment dat face cea mai plină de speranță afirmație. Și a spune așa, am căpătat un om. Am primit un om cu ajutorul Domnului. Afirmația ei, de fapt, este un strigăt. Creația nu piere. Creația nu piere. Pentru că, așa cum a spus, fiecare copil este un strigăt al speranței pe care Dumnezeu îl trimite pe pământ. De-a lungul vieții copilului însă, acesta va parcurge niște etape, nu o să mă refer foarte mult în această zi la etapele pe care copilul le parcurge, și în funcție de evoluția lui, de maturizarea lui, unii părinți pricep mai repede că noi de acum, ca părinți, trebuie să ne adaptăm nevoilor copiilor în funcție de etapa la care vor ajunge. Alții nu înțeleg niciodată asta. Sunt părinți care au tine, adolescenți, îți buni de măritat și de însurat. Și se comportă cu ei ca și cum sunt tot așa, în car seat. Cu tăvița la pat, cu... Da, cu îi șterge la guriță. Noi, ca părinți, trebuie să înțelegem că copiii noștri trec prin diferite faze și noi trebuie să ne adaptăm nevoilor pe care copiii le au. Altfel spus, este vorba asta și îmi place, vai de părinții care nu știu să asculte de copiilor. Deci, haideți să revenim. Ce primim, de fapt, când primim un copil? Am 7 răspunsuri, dar o să fiu expeditiv în ele, așa că să nu vă speriați că eu predic în 7 puncte, nu în 3 puncte, cum v-am obișnuit până acum. În primul rând, atunci când primim un copil, noi primim un dar. Un dar. Dar paradoxul este că acest dar, care, fac o paranteză, nu este un dar al soției pentru soț sau al soțului pentru soție, și am mai auzit și astfel de exprimări, uite darul meu pentru tine. Dragi mămici, nu este darul vostru pentru soți, măcar că noi luăm așa și o știm asta,
ci este darul lui Dumnezeu pentru familiile voastre. Când vine un copil, vine un dar de la Dumnezeu. Dar este un paradox aici. Și paradoxul este că, de fapt, copilul este darul, nu când mi-l asum și când îl fac proprietatea mea. Ăsta e paradoxul în relația noastră cu Dumnezeu, punând copilul în mijlocul între noi și Dumnezeu. Ci copilul vostru este cu adevărat un dar pentru voi, doar atunci când știți să îl dați înapoi celui căruia îi aparține. S-au născut în familiile voastre, și zice, ce a nostru. Da, puteți să ziceți, e copilul nostru. Dar este un adevăr transcendent, suprem, deasupra acestui adevăr. Și anume, că acești micuți, uitați-vă bine la ei. Nu mai pot să te uiți. Uitați-vă bine la ei. Sunt a lui Dumnezeu. Pentru că El i-a creat. Nu vă asumați mai mult decât trebuie să vă asumați pentru ei. Faceți maxim pentru ei. Dar a lui Dumnezeu rămân. O zi, o secundă, o clipă, n-ați putea să dați copiilor voștri. Știți cine le ține viața? Dumnezeu care le-a dat viața. Noi facem maxim posibil. Vor crește, vor merge la școală, vor umbla pe stradă, vor merge cu prietenii, vor conduce mașină. Ochii voștri nu vor mai fi asupra lor. A cui ochi sunt asupra copiilor noștri când ochii noștri sunt departe de ei? A Dumnezeului nostru, lăudat să fie Domnul. De aceea să-i primim și să-i tratăm ca pe un dar al lui Dumnezeu. Dar paradoxul este că sunt cu adevărat dar doar când îi dăm înapoi celui căruia le aparțin. Știți ce înseamnă binecuvântarea copilului? Și poate că sunt unii aici care se întreabă, mă, de ce nu-i botezăm pe copiii ăștia? La Sfânta Treime, de ce nu se botează copiii? De ce se binecuvintează copiii? Sunt multe argumente și nu fac acum teologia binecuvântării, pentru că botezul este un act responsabil, matur, conștient și o declarație a propriei credințe. Ăsta e botezul. O urmare a credinței, a unui om matur, conștient de ceea ce face. Iar Sfânta Scriptură ne învață că Domnul Iisus Hristos, când au venit copiii la El, ce a făcut? I-a botezat? I-a luat în brațe și i-a binecuvântat. Asta facem și noi, ce a făcut Domnul cu ei. Deci, voi astăzi, la binecuvântare, din punct de vedere spiritual, uitați ce faceți. Îi luați și îi puneți în cel mai bun loc care poate să fie în universul ăsta pentru toate mogâldețele astea frumoase. Și cel mai bun loc din universul acesta sunt brațele Creatorului nostru, a Lui să fie slava. Haideți să vă dau un exemplu ca să înțelegem mai bine, să nu sune atât de abstract. Domnul vine la Avram și spune, Avram, vei avea moștenitor. Avram, vei avea moștenitor. La 75 de ani, au zis, la 80 de ani, au zis, la 80 de ani, Avram, vei avea moștenitor. La 90 de ani, Avram, vei avea moștenitor, nimic. 99 de ani, Avram, vei avea nimic. Sara, 90? Dar când Dumnezeu promite ceva, El face. Și Avram îl primește pe Isaac. Vă imaginați ce a fost în familia lui Avram când a venit Isaac, când a apărut moștenitorul? Numai că trec câțiva ani și vine din nou Domnul Avram și strigară, Avrame, eu dacă aș fi fost în locul lui Avram, când aș fi auzit aceeași voce cunoscută de acum, o, ăsta e cel care îmi promite, cel care îmi dă. Mai îmi dă unul, nu? Asta e vocea. Dumnezeu vine și dă. Dar știți că în relația cu Dumnezeu, credința nu înseamnă numai să primim, ci înseamnă și să dăm noi. La binecuvântare, sub binecuvântare, ceea ce faceți voi este un act al credinței. Binecuvântarea pe care astăzi o să o primească ei din partea lui Dumnezeu este un act al credinței și depinde de credința voastră și de credința bunicilor și a bisericii. De credința noastră depinde lucrul ăsta. Și am să vă spun de ce. În Evrei spune că Dumnezeu a venit la Avram și a zis, Avrame, vrei să-l ai cu adevărat pe Isaac? Bineînțeles că vreau. Dă-mi-l înapoi. Cum să-ți dau, Doamne, ce mi-ai dat Tu? Păi am crezut că mai îmi dai unul. Mi-l iei și pe ăla care l-am? Bun, cum să ți-l dau?
ia-l, du-l pe muntele Moria și adu-l ca jertfă. Ex, asta nu e din Biblia noastră. Adu-l ca jertfă. Și cred că știm cu toți povestea ce s-a întâmplat când Avram a fost gata să-l sacrifice pe propriul lui fiu. A intervenit Dumnezeu și a zis: Avram, oprește-te. De fapt, în evrei ni se destăinuie această taină când Dumnezeu zice așa, că în ochii lui Dumnezeu toată scena asta a fost ca și cum Avram l-a adus ca jertfă pe Isaac. În ochii lui Dumnezeu Avram l-a dat pe Isaac. Și zice, ca din morți l-a primit înapoi. Știți de fapt când primim adevăratul dar? Când înțelegem că nu e a nostru. Pentru că cred că Domnul a corectat ceva din inima lui Avram, ceva ce e posibil că trebuie să corecteze în inima noastră, nu doar a lor, măcar că-s la primul, ei sunt mai vulnerabili că-s la primul copil, dar trebuie să corecteze în inima tuturor părinților, și anume, uneori îi luăm pe copiii noștri și lipim atât de tare de inima noastră, încât, și este și un specific al societății contemporane. Atenție! Trăim o vreme în care părinții își îndumnezeiesc copiii. Îi idolat, nu-ți mai ființe, îs idoli. Copiii de astăzi sunt tratați ca niște zei, nu mai sunt oameni. Doamne, fer să nu... Toate lucruri, sacrific orice, calcă peste orice. Parcă este o lume în care nu mai există normalitatea umană a copilului. E așa, o bucată de aur picat, un meteorit picat de pe Marte. Ascultați-mă. Îi om. Păi om. Și ca să-l tratăm normal și să nu cumva să-l punem pe copil pe tronul inimii noastre unde numai Dumnezeu trebuie să fie, vine Domnul din dragoste pentru părinți și zice, auzi, dă-l puțin pe copil la o parte, că este un loc în inima ta unde numai Dumnezeu trebuie să rămână. Adică să nu faci din copil mai mult decât ceea ce este. Că nu-i Dumnezeu. Dumnezeu e unul singur. Dragi părinți, nu vă îndumnezeiți copiii. Nu-i idolatrizați. Lăsați-i să fie copii. Pentru că de aici vine și perfecționismul nostru. Și apoi copilul meu trebuie să fie perfect, trebuie să fie cel mai bun, trebuie să nu greșească cumva, să nu tușești odată, vai, tot spitalul din Bistrița e în alertă. Da? Lăsați-l să mai tușească, să-și facă plămâni, deschideți geamul. Adică tratați-l ca pe un om, cu grijă, cu responsabilitate, dar nu-l puneți în locul în care numai Dumnezeu trebuie să fie în inima voastră. Lăsați-l să fie doar un dar. Psalmul 127, versetul 3, iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. În al doilea rând, copiii, sau când primim un copil, primim un dar, am zis. În al doilea rând, când primim un copil, primim un unicat. Primim un unicat. Când pleacă un om din lumea asta și la mormântări este tristețe, ne doare, ne sfâșie inima orice plecare, și una dintre durerile mari la înmormântare este că pleacă un unicat. Unul ca cel care pleacă nu mai este. Dar la fel, când primim un om în casa noastră, când primim un copil, primim un unicat. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 139, versetul 12. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii sau rinichii. Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrurile tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu
nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, fără chip. Ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte să fi fost una din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă Dumnezeu este inițiatorul, creatorul și țiitorul sau susținătorul vieții, atunci El nu face copii. Nu-i lipsi de imaginație. Pe copilul vostru, uitați, unul ca a vostru nu mai este pe fața pământului. Nici n-a fost. Nici nu va fi. Este un unicat. Acum, voi care vă pricepeți la mașini, și sunt mulți care se pricep la mașini în biserica noastră, cât costă un unicat? Nu o mașină de serie, de asta. Da? Să fie o mașină, un unicat. Cu cât o vinzi? Păi dacă o mașină, s-ar putea să zică ăștia pe piață, bă, zice, asta n-are preț. Nu poți să stabilești prețul. Dau un copil. Dau un om. O viață. Care este unicat. Traian Dors a scris câteva versuri, nu sunt eu cel mai bun recitator, dar a scris câteva versuri care mi-au rămas așa lipite de inimă. Și spune el așa, ce suntem noi, Doamne? Umbră și părere. Un suspin de o clipă, iar apoi tăcere. Ce curând ne crește și ne ia pământul, izvorâm ca apa și plecăm ca vântul. Și ultima strofă. Ce ținem noi, Doamne, al nostru în veșnicie? Doar ce dăm acum altora și ție. Doar dulcea tăcere sfințită în suspine, doar ceasul de taină trăit lângă tine. Dumnezeu este Cel care a plămădit trupul, dar a și format personalitatea, această amprentă unică a fiecărei ființe umană. Dumnezeu ne-a creat trupul, El ne-a șlefuit temperamentul, stilul personal, El știe ce abilități a pus în fiecare dintre noi, de aceea Dumnezeu ne știe și destinul. Al treilea lucru, atunci când primim un copil, primim un dar, primim un unicat, dar când primim un copil, când ați primit un copil, primim o minune. Noi nu mai avem ochi să vedem minunea. Orice copil care vine pe fața pământului este o minune a lui Dumnezeu și nu una mică. Știința a ajuns la cote cum n-a fost niciodată de când e omenirea. Multe lucruri. Fac oamenii computere, nave spațiale, zboară. Fac oamenii ceea ce încă vorba cuiva, un reporter român zice, nici cu gândul nu gândești. Habar nu avem pe unde e știința. Noi vedem așa un iceberg de deasupra. Dar vreau să vă spun ceva. Oamenii au ajuns la capacitatea să creeze o celulă. O fac o celulă. Dar nu pot pune viață în ea. N-au cum să o facă o celulă vie. Să facă oamenii o celulă și după două săptămâni să se împartă în două și alte încă în două și alte încă în două și să ia o formă ordonată, să înceapă să gândească, să aibă conștiință, să aibă inteligență, să aibă emoții. Cine le face pe toate astea? Și vin frații atei, iertați-mă, și ne spun că s-a întâmplat așa, s-a ciocnit două celule și așa, uite-te ce a ieșit în miliarde de ani. Și după aia vin ei la lecția de fizică și ne spun că lucrurile lăsate de la sine se descompun, se sfărâmă, se împrăștie. Și se contrazic cu ora dinainte care spun că s-a ciocnit două celule și ne-am ordonat. Și s-a născut și conceptul de moralitate cumva, din fizic în moral. Cât de credincios trebuie să fii ateu?
Și fiecare copil este cea mai puternică declarație. Dumnezeu există! Pentru că nimeni nu va putea să facă o fărâmă de viață. Poți să facă câte celule ori vrea. Dar viață să pună în celule. Că nu-i din celule iese viața, ci din afară a venit viața în celulă. Că viața-i Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Nimic nu poate apărea întâmplător. Ce primim când primim un copil? Când primim un copil, până acum au fost lucruri frumoase, nu? Când primim un copil, însă, în a patrulea rând, primim și o datorie. Odată cu copilul, vine și o datorie. Datoria de a-l îngriji, datoria de a-l proteja, datoria de a-l educa. Până la vârsta adolescenței timpurii, deci când se mișcă prin casă, eroul copilului îi tata, îi mama, nu? Când rămân copiii singuri acasă ăștia, în adolescența timpurie, nu? Acolo 10-12 ani, când rămân singuri acasă, se îmbracă în hainele lui tata. Doamnelor, de câte ori nu v-ați găsit tocul rupt? De ce? Să vedeți ce paradă de modă au făcut fetițele în absența voastră prin casă, nu? Să îmbracă în rochițe. Mi-a povestit odată, o dau de gol pe Mihail acum, voi să vedeți ce-mi iau eu acasă. Odată în dorința ei de a fi prințesă, ca maică sa, o femeie foarte frumoasă, eu îmbrăcat o rochie și era cam lungă și tot călca pe tocurile papucilor soacră mea. Și fiind ăștia care au imaginație, fac lucruri mari. Și când îți mici și când îți mari. Lucru mare e că i-o luat cea mai scumpă rochie, aia care mergea la nunțele speciale, și-o găsit o foarfecă. Și ce credeți că a făcut? Și-o croit rochie pe măsura ei. Și-o tăia rochia să-i fie bună. De ce? Pentru că este o etapă în viață în care eroii copiilor sunt părinții. Dar intervine ceva, de aceea v-am vorbit de etapele alea din viață, da? Intervine dintr-o dată o altă etapă când părintele ăla erou peste noapte îi bun de nimic. Îi depășit, îi înapoiat, nu mai pricepe lucrurile, tot garduri, limite, reguli. Cum să iubești pe cineva care tot timpul te restrânge? Pentru că ei nu pot să priceapă că ei sunt la etapa în care nu pot să vadă consecințele. Decât părinții văd consecințele. Și asta e perioada în care emoțiile părintelui sunt cele mai întinse, pentru că trebuie să-și exprime acea dragoste responsabilă. Să iubești și să fii urât înapoi. Le pui garduri că știu că mor dacă nu le pui, că ei nu știu să aleagă, nu văd mai departe consecințele. Numai că vine apoi o altă etapă, acolo pe la 20 de ani, când încep să vadă că mama a avut dreptate. Mă, că tata a avut dreptate. Și pe la 20 de ani încep să-i sune iară. Ce, mamă, cum să face supa aia când n-are niciun gust? Mama zice, auzi, aruncă o mână de pătrunjel că schimbă orice. Da? Și încep să-și dea seama că mama și tata sunt persoanele care din lumea asta, după Dumnezeu, le vreau cel mai mult bine copiilor. Nimeni, copiii, tineri, ascultați-mă bine ce vă spun. Nimeni, nu grupul, nu prietenii, nu anturajul, nu colegii. Nimeni din lumea asta nu vă iubesc și nu vă vor atât de mult binele ca părinții voștri. Și când nu-i mai suportați, să se nervanți, cel mai mult bine ei vă vor. Ce primim când primim un copil? Am zis în al patrulea rând, o datorie. Datoria începe de la bază, de la linguriță și oliță. Da? A spus cineva, succesul unui om se clădește pe prima fundație. Și prima fundație solidă a unui om de succes este lingurița și olița. Și cineva trebuie să aibă grijă și de astea. Ce ați primit acum? Ați primit un dar,
un unicat, o minune, dar față de care aveți o datorie. În a cincilea rând, când ați primit un copil, ați primit și un mandat. Și mandatul pe care l-ați primit este să șlefuiți în el un caracter frumos. Este mandatul educației. Și aici aș vrea să stau 2 minute, măcar că m-am mai adresat bisericii cu acest mesaj, țin la el mult și vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră din nou. Unul dintre cele mai importante mandate pe care părintele le primește când primește un copil de la Dumnezeu este să-l educe. Și atunci se naște așa o tensiune în inima noastră. Dar stai un pic, dar rolul cui să le duce? Nu-i rolul școlii să le duce? Nu-i rolul profesorilor să-i educe pe copiii noștri? Mai auzim și această minciună pe care am început să o credem toți, și anume că e treaba școlii să ne educe copiii. Serios? Ascultați ce vă spune un profesor. E o minciună mare. Rolul școlii e unul foarte important. Țin la școală cum nu știu la ce țin. Dar rolul școlii nu este să educe, că școala nu poate educa. Rolul școlii este să instruiască și o mare diferență. Aici a fost minciuna prin care guvernul, prin care statul a răpit copiii din familiile noastre. S-au făcut stăpâni pe copiii noștri. Cum? Îi educăm noi. Voi mergeți, faceți bani. Îi educăm noi. Dragii mei, copiii se nasc frumoși, dar needucați. Bunul simț, nu învățătoarea trebuie să-l învețe, ci bunul simț, părinții trebuie să-i învețe. Sigur, sunt diferite modalități de a ne educa copiii. Au fost etape în care educația a fost un pic mai aspră. Acum e exact pe dos. Acum numai trebuie să-i convin să facă lucrurile. Te rog, salută vecina. Vă spune, nu o salută. Mama nu mi-a zis niciodată, te rog, salută vecina. Bine, n-am rămas nici cu cicatrici, că a fost totuși o femeie înțeleaptă. Dar era așa parcă o înțelegere între vecine, mă. Nu știu ce înțelegere era tacită, pentru că cred că aveau grup de WhatsApp vecinele din Beclean, da? Veneam de la școală, polele pe drum dacă nu o salutam, nici n-ajungeam bine să deschid poarta, ieșea mama așa, zicea, de ce n-ai salutat-o pe tante Aurelia? Bă, de unde știm? Atunci mi-am dat seama că bârfa e singurul zgomot care se deplasează cu viteză mai mare decât viteza sunetului. Tot știam. Și apoi începea lecția. Mă faci de minune, mă. Mă faci de râs, mă. Așa vă educ pe voi, mă. Dar ca să înțelegi consecințele dure ale lipsei de bun simț, te duci în camera din față și mă aștepți acolo. O să, la o întâlnire tineret, o să vă deslușesc taina camerei din față. În Proverbe 22:6 spune așa, învață-l pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Educația trebuie ținută în familie și în biserică. Repet, educația trebuie recuperată în familie și în biserică. Iar școala să facă instruire, să învețe matematică, chimie, biologie și toate celelalte. Să facă numai ingineri și programatori și avocați și judecători. Ce vreți să facă? Și mecanicii nevoie, orice nevoie. Ăsta e rolul școlii. Știți de ce? Pentru că educația ține de valori. Și școala n-are cum să aibă valori. Cine-i guvernul ăsta să aibă valori? Când valorile țin de unul singur. De Dumnezeu. De Dumnezeu țin. Că sunt absolute. Aduceți educația înapoi în casă. Pentru că instruirea ține de abilități. Bă, ce poate face cu mâna, cu mintea, cu... Asta e treaba școlii. Educația ține de atitudini. Instruirea ține de aptitudini.
Educația ține de cine sunt, iar instruirea ține de ce pot să fac. De aceea educația trebuie adusă acasă și în biserică, iar instruirea dată pe mâna școlii. Dar s-au inversat lucrurile și au zis, nouă, ne trebuie copiii voștri. Noi vrem, și nu intru acum în detalii acestea, pentru că e un subiect care pe mine mă frământă, deja altfel îmi tremură celulele pe mine în momentul ăsta, pentru că văd răul care se face prin minciuna generalizată. Dați-ne copiii să vă educăm. Dați-i să instruiască, nu să educe. Și școala ar trebui să-și asume aceasta. Dar ei nu vor să facă oameni de succes, ci vor să facă numere ascultătoare. Și nu sunt tip marcat de, conspirații. Știu exact ce spun. Știți care este cea mai dureroasă experiență a familiilor din ziua de astăzi? Ascultați-mă bine. Noi suntem creați de Dumnezeu să trăim în comunitate, nu în societate. Vă rog să lăsați gândul mai departe să meargă. Dumnezeu ne-a creat să trăim în comunități, nu în societăți. Iar oamenii, cei care fac designul lumii de astăzi, o lume anticristică, împotriva lui Dumnezeu, care l-a scos și vor să scoată pe Dumnezeu din orice, vor să omoară orice spirit de comunitate și să construiască o societate. Societatea n-are nimic în comun cu ce înseamnă om în profunzimea lui. Dau doar definiția comunității, să înțelegeți apoi care e diferența între ea și societate. Mii de ani, omul s-a dezvoltat, a crescut și a funcționat în comunitate. Și din comunitatea asta omului făcea parte așa. Frații lui, părinții lui, bunicii lui, neamurile apropiate. Adică cei cărora le pasă de tine. Și din aceeași comunitate era și pisica, și purcelul, și vițelul. Da? Era acel spațiu unde omul exista. Ăla era spațiu în care se transmiteau valorile. O să fac o afirmație, să nu vă supărați, să nu vă speriați. Pentru că vectorul cel mai eficient de transmitere a valorilor nu sunt părinții ioi. Sunt bunicii. Asta nu înseamnă că părinții n-au un rol fundamental în aceasta, să nu mă înțelegi greșit. Dar bunicii au ceva ce fac un bypass, da? Relația dintre părinte și copil este prea complexă pentru ca copilul să aibă așa o deschidere completă pentru ceea ce părintele. Există tot timpul o tensiune, un argument între părinte și copil ca copilul să recepteze, da? Trebuie să spargi o membrană ca să pui ceva în copil ca părinte. Dacă îmi vine bunica, poți să-l sfăghești, mă, ia-ți Batistă când mergi la școală. Dă-mi, că mi-am uitat. Bunicu. Dacă eu spui ca mamă, numai de-aia noia. Dacă îmi vine bunica, nu, și îi aduce ou Kinder, bunica are așa un stil să zică, stai să spun și Batista în buzunar. Da, dă-mi-o! Și de-aia mama partenerului de viață, pe care noi numim soacră, mai are încă o bilă neagră. Adică de soacră ascultă și copilul. Nu-i așa? Ăsta e un alt subiect. Bun, mă opresc aici cu mandatul pe care îl primiți și o să vă mai las încă două cuvinte. Când primiți un copil, când primim un copil, primim și o obligație. Îngrijirea se încheie. Educația se încheie. Dar susținerea nu se încheie niciodată. Auzi, poate să fie o mamă de 90 de ani și să aibă o fată de 70 de ani.
în inima mamei de 90 de ani, copila de 70 de ani trebuie susținută în continuare. Copilul nu-ți pleacă niciodată din inimă și pensionar să ajungă. Multe lucruri o să se termine în ceea ce aveți voi de făcut pentru copiii voștri. Ni se căsătoresc copiii și ne aduc nepoți. Dar susținerea copiilor rămâne acolo. Rugăciunea pentru copii nu se termină niciodată. La 50 de ani, dacă ni se îmbolnăvește un copil, suferim mai mult decât poate suferă el, pentru că relația nu se termină. Susținerea copilului va rămâne pentru totdeauna. Și copilul rămâne copil pentru totdeauna. Și ultimul lucru, când primești un copil, când primim un copil, primim ceva cu totul și cu totul special. Primim un statut. Primim un statut. Până în urmă cu două luni, ați fost toți șase soți și soții. De vreo două luni încoace, nu mai sunteți doar soți și soții, ci sunteți tați și mame. Statutul ăsta este ceva absolut unic, aparte. Nu există un statut mai înalt, și acum o să mă pun rău cu bărbații puțin, dar ascultați-mă. În universul acesta nu există un statut mai înalt. Nu director de bancă, nu președinte, nu prim-ministru, nu. Cel mai înalt statut din universul acesta se numește mamă. În momentul în care copilul vostru va roste așa gângăind pentru prima dată, poate neterminat, cuvântul mamă, tot universul ăsta o să fie prea mic pentru voi. Biblia vorbește aparte despre un statut special pe care o femeie îl primește când devine mamă. Nu există onoare, respect pe care poți să-l ai pentru cineva mai mare decât pentru o mamă. Dar vin și cu avertizare și apoi ne vom ruga pentru copiii voștri. Un mare risc atunci când vine un copil este să vă asumați acest nou statut și să îl neglijați pe cel vechi. Adică, mai ales la primul copil, riscul este când vine ăsta de micuț acolo, da? Soția să uite că mai are soț și de acum are numai copil. Doamne, ce le place la tați, ce zic acum, nu-i așa? Pentru că riscul este să rămâneți doar mame și să nu mai fiți soții. Ascultați un avertisment pe care vi-l spun. Mogâldețele astea mici și frumoase vor crește și la un moment dat, așa pus Dumnezeu informația asta în noi, va interveni așa un conflict. Nu veți mai încăpea în aceeași casă. Și Dumnezeu va crea o poveste nouă pentru viața lor. Și povestea lor nu va fi în casa voastră. Va fi în casa lor. Și dintr-o dată o să vă treziți că fiecare copil rând pe rând are povestea lui și te trezești în casă cu cine? Din păcate sunt unele care se trezesc cu un străin pe care l-au abandonat acum vreo 25 de ani când a venit copilul. Și după ultima nuntă din casă, merge acasă, se uită așa,
Și dă de unul, zice, tu cine ești? Să nu cumva să fie cel pe care l-ai abandonat cu ani în urmă, pentru că ai făcut din copil mai mult decât era cazul, pentru că oricât de frumoși, cât de prețioși sunt, vor pleca. Și tu rămâi tot cu tiutia tău. Nu-l alunga din inimă și când vei vrea să-l recuperi, să nu mai știi de unde. De aceea doar atât vreau să vă spun. Locul copilului vostru nu este între voi. Nu vă puneți copilul între voi. Vorbesc metaforic. Puneți-l alături de voi, că el are nevoie de unitatea dintre voi. Și când soțul și soția nu mai sunt uniți pentru copilul lor, copilul ăla nu crește într-un mediu sănătos. Nu vă așezați copilul într-un loc greșit. Nu-l puneți între voi, ci alături de voi. Ne bucurăm de familiile voastre, ne bucurăm de ce Dumnezeu lucrează în viețile voastre. Dați-mi voie doar așa să reamintesc. Ce vine în casa noastră atunci când vine un copil? Doar un copil? Când vine un copil, vine un dar. Un dar care este al nostru doar atunci când îl dăm înapoi celui care ne l-a dat. Când vine un copil, vine un unicat. Nu mai a fost, nu mai este, nu va mai fi unul ca el. Când vine un copil, vine o minune, pentru că Dumnezeu, dincolo de celulele pe care le vedem așa și mogâldeața asta, a suflat viață, a pus viață și numai Dumnezeu, care este viață, poate să facă asta. Când vine un copil, vine și o datorie de a-l îngriji, de a-l proteja, de a ne arăta dragostea matură când vom fi răniți de ei. Nu-i abandonăm niciodată. Sunt copiii noștri pentru veacul veacurilor, nu? Nu-i abandonăm. Nu-i scoatem din casă orice prostie ar face. Sunt copiii noștri. Când vine un copil, vine și un mandat. Mandatul de a-i educa, de a-i forma. Când vine un copil, vine și o obligație care va rămâne pentru totdeauna și când vor pleca de lângă noi. Și un copil vine cu un statut nou. Nu fi stresată. E binecuvântare. Ei, coroare viitor. E ok. Iubim sunetul ăla. Mai ales astăzi când îți binecuvântări. Deloc să nu fiți stresați. Liniștiți. Vine un nou statut. Bucurați-vă de acest nou statut. De tată și de mamă. Să vă binecuvinteze Dumnezeu familiile și copiii. Amin.